Mai mulți actuali și foști sportivi de la Steaua au participat astăzi la o acțiune umanitară organizată de Clubul Roșalbastru împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină a Ministerului Apărării Naționale. Încă de la prima ora a dimineții, sportivi de la mai multe discipline au donat sânge la sala Mihai Viteazu. O acțiune foarte bună. Mă bucur că am luat parte la ea. Dacă n-am putut să ajungem noi la spital să donăm, a venit spitalul la noi. Am mai fost invitat la Federația Română de Rugby și mă bucur că iau parte la așa ceva. Bănesc că vei lua parte în continuare la aceste gesturi umanitare. Da, suntem sportivi și nu cred că avem foarte mult timp să mergem noi la spitale. Cu atât mai mult mă bucur că spitalul vine și ne invită la așa ceva. Este prima dată când donez și consider că este un gest de binefacere. Veți mai face aceste gesturi umanitare și pe viitor? Cu siguranță. Mulți dintre sportivii clubului Steaua au participat în premieră la o astfel de acțiune umanitară. Este și cazul campioanelor naționale la polo, Briana Mihăilă și Ana Maria Șerbănescu. Mi se pare o acțiune de bun augur a clubului Steaua. Suntem mândri de această acțiune. Ai mai donat sânge până acum? Nu, este prima oară pentru mine. Vei mai participa? Cu siguranță. Mi se pare că este o inițiativă foarte bună și frumoasă din partea clubului Steaua, că putem ajuta oameni nevoiași și care chiar depind de acest lucru pentru viața lor. Obiectivele pentru sezonul viitor care ar fi? Clar, locul 1 peste tot unde putem. Câștigarea campionatului național de polo pe apă și a Cupei României și suntem într-o cupă internațională, Danube League, sperăm la un loc cât mai bun în această cupă.